trăim într-o țară în care tot se pricep la tot. Dacă te uiți la o televiziune de știri, ai să vezi că există invitați care vorbesc, se pricep la fel de bine despre problema aurului de la Roșia Montana și la fel de bine se pricep la erecția cangurilor. Corect. Sau la zborul avioanelor, sau la... Atâta timp cât fiecare pe pătrățica nebuni. Lui... Sunt mulți de mulți. Știi, în Anglia sau în America, un subiect e dezbătut doar de oamenii care se pricep la subiectul ăla, nu de toți. Eu am văzut... Și la școală și la facultate te focusezi corect, pe un obiect. La facultate faci pe toate. N-ai un profesor care îți predă de la 8 la 2. Ai în fiecare oră un alt profesor. La noi, dacă te uiți la televizor în ziua de azi, toți se pricep să vorbească despre cutremură, despre agricultură, despre aur, despre orice. Cred că asta e o nebunie. Prefer să stau departe de nebunia asta. Nu vreau ca lumea să zică, uite, mă, fac prostul ăla, se pricepe la tot. Sunt destui care se pricep la tot. De asta stau departe de dileală. Cum ți se pare Iașu că ești aici acum? Deci vii în fiecare an, dar... Să știi că Iașul e zdrobitor toamna. Vine întotdeauna toamna la Iași, pentru că galbenul ăsta nu-l găsești niciunde. Și îmi place să colind mănăstirile din Iași. Știi că e bine să... Mergi pe toate 7 colinde, da? E bine să și vezi 7 mănăstiri atunci când faci un pelerinaj din ăsta. E zdrobitor Iașul și îmi place... Cu atât mai mult îmi place credința din zona Iașului, credința în Dumnezeu. Eu sunt un om religios, fără să fiu habotnic, sunt un om religios. Paradoxal, într-o piață de televiziune și într-o piață media în care a fi religios și a crede în Dumnezeu a devenit așa o batjocură. Da. Ai observat că la televizor o sumedenie de vedete, de staruri, marea lor bucurie e de a-și bate joc de religie? Eu sunt în partea cealaltă, nu cred în asta. Foarte bine.